Venit după 4 ani, spuneți-mi 3 lucruri rele care le-ați descoperit în această țară pe care ați lăsat-o cu atât timp în urmă. Acum, sunt foarte multe. Vă rog. Sunt foarte multe. În primul rând, observ o societate bolnavă, fizic. Da, vă ascult. Mă uit la tinerii de pe stradă care sunt niște expandați. Când veneam în România, eu mă uitam după fete. Fetele româncele în imaginea mea erau un model de frumusețe. Mă uit la fetele de liceu, probabil, sau chiar școală generală, sunt supraponderale. Asta înseamnă boală peste 5-10 ani. După aceea, descoper o Românie care nu se regăsește în absolut niciun proiect. Am călătorit peste 4.400 de kilometri în 4 săptămâni cu mașina. Urcam pe autostradă, coborai de pe autostradă, mergeai pe asfalt bun, cădeai de pe asfalt bun. Am văzut oameni români care cei în vârstă spuneau nu mai pot să plec pentru că nu mai am resursa, energia necesară. Am văzut tineri care nu au absolut nici cel mai mic grad de încredere în ideea de a fi român. Ori lucrul ăsta pe mine mă face să înțeleg că cei care conduc România, la rândul lor, nu au capacitatea să înțeleagă un lucru simplu. Ei sunt modelul. Și din punct de vedere al tehnologiei, cât suntem în urmă față de chinezi? Chinezii au propria stație spațială. Nu, lasă, mă refer la viața cotidiană. Suntem într-o zonă europeană. Am înțeles că și europenii stau prost. Suntem într-o zonă europeană. Imaginați-vă că rețelele de internet din China suportă, v-am spus, 3,7 miliarde de telefoane simultan, că rețeaua 5G. De internet... Ah, da, eu sunt pe 6G. Telefonul meu în China e pe 6G da? Deja. Da. Ori este păcat. Chinezii se uită spre noi încă se uită cu admirație. Din păcate, zona diplomatică și politică din România este mediocră și nu are nici cea mai mică dorință de a privi spre viitor. Noi ne uităm la scaun și la dorința de a parveni. Nu asta, nu așa se construiește o țară, din păcate. Am văzut județe, 7 sau 8 județe văzute din comună în comună. A 5-a casă se prăbușește, sunt case succesive în care nu mai stă nimeni și sunt case de patrimoniu. Sunt case în care cultura română se distruge. O să supăr prieteni comuni. Am văzut casa lui Adrian Păunescu. Am fost în ea. Da? Da. De la Bârca. Da. Se prăbușește. Este un om acolo care are grijă. Am fost la casa lui Ian Zapelea. Da? Se prăbușește. Am fost să văd la Vladimir, în județul Gorj, am fost să văd casa lui Tudor Vladimirescu. Am vrut să arăt fetelor lucruri din România. N-ai cum să ajungi la ea, pentru că este un lanț. Pentru că la noi obiectivele ori nu sunt îngrijite, ori sunt închise, pentru că noi lunea nu avem program. Deci să trag o concluzie extraordinară. Ați adus fetele să arătați monumente românești. Da? Le-am dus la mănăstiri, le-am dus la pește. Au fost și vă însuțit, da? Și de fapt, în multe din ele nu puteați pătrunde.